I-ai dăruit profetului Ilie, Părintele nostru, harul de a trăi în prezența ta și să se consume de zel pentru mărirea ta. Dăruiește slujitorilor tăi să caute mereu chipul tău pentru a fi în lume mărturisitorii iubirii tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în curulea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte profet Ilie, care în timpul greșelilor și infidelităților poporului ales, față Dumnezeu, ai fost trimis să le reamintești adevărul și să-i chem la credință și coerența vieții, privește cu bunătate la noi, care am fost dăruiți de părinții noștri ocrotirii tale puternice. Însoțește-ne în drumul vieții, dă-ne harul să ne amintim mereu și să trăim identitatea creștină. Inspiră-ne valorile tradiției noastre, formează-ne viața cu sentimente bune și ascultând și observând cuvântul divin, fă să trăim mereu în muncă, prosperând în credință și construind pacea între oameni. Slavă Tatălui! Și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în curulea și în vecii vecilor. Amin. Mărite Sfinte Ilie, Tu care ai fost în timpul vieții tale persecutat, dar ai răvnit mereu la dreptatea și sfințenia poporului ales, mijlocește pentru noi la Bunul Dumnezeu și fă-ne să fim imitatorii Tăi aici pământ, pentru a fi într-o zi împreună cu Tine în ceruri, printre cei care se bucură de gloria veșniciei fericite. Slavă Tatălui! Și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în curulea și în vecii vecilor. Amin. O mărite patriarh al Ordinului Carmelitan, Tu care ai fost învățător al poporului Dumnezeu și apărător al credinței, luminează, te rugăm, întunericul minții noastre, care deseori este acoperit de atâtea pasiuni murdare și păcătoase. Slavă Tatălui! Și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în curulea și în vecii vecilor. Amin. O Sfinte profet al Celui Preanalt, care, ridicat la cer într-un car de foc, vei veni vestind venirea a doua lui Hristos, când El, în toată gloria măririi sale, va veni să judece pe cei vii și pe cei morți, păstrează în noi acea credință adevărată ce se concretizează prin practicarea iubirii frățești. Amin. Slavă Tatălui! Și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în curulea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte profet Ilie, roagă-te pentru noi!